Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou interviu pe pagina noastră de Facebook, Alexa Event. Așa cum v-am anunțat deja, astăzi avem un invitat care ne va ajuta să înțelegem latura de nutriție și sport. Știu că noi discutăm foarte mult pe dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, însă și partea de corp fizic, partea de alimentație contează extraordinar de mult. Și cunoscând-o de curând pe Carmen, care este din Brașov cu mine, am zis că ar merita să aflați și voi despre ea și despre toate cunoștințele pe care ea le are, mai ales că este antrenor personal și nutriționist, din câte știu, nu, Carmen? De 12 ani, am citit bine? Aproximativ, Aproximativ. da, Aproximativ. aproape Car 30. Carmen, ea este Carmen Fito, cunoaște lumea, de aceea numele este Carmen Sorban. Sau ți se mai spune, am văzut antrenoarea de vedete. Acum nu, trebuie să recunoaștem într-adevăr, Carmen de-a lungul anilor a avut de a face cu foarte multe persoane pe care le-a ajutat să ajungă într-o formă frumoasă, printre care multe dintre ele vedete, cum ar fi nepoți, da, sau nu, e, nu se poate da din casă. Da, au fost multe. Gina Pistol, Claudia Pavel, Corina Bud, Emma de Am la văzut că Suceava. Morar, iarăși îl văzusem chiar de curând pe Da. pagina ta. Ce ne pot spune, pentru că cei care ne ascultă poate nu te cunosc, venind dintr-o arie de diferită oarecum, cine este Carmen Fit? Dacă ne poți spune câteva cuvinte pentru ca lumea să te cunoască. Sunt antrenor personal de aproximativ 13 ani, am intrat în domeniul acesta și de cel al nutriției. Am 41 de ani, sunt din Bine. Brașov. Mersi. Și ce să-ți mai spun? Ești mamă, din ce știu? Mamă, da, am o fetiță de 9 ani. Să trăiască. Mulțumesc. Cum ai ajuns să abordezi acest domeniu al nutriției și sportului? Eu am făcut tehnică, am fost mică. Ce să-ți mai spun? Ani, dar nu m-a încântat așa de tare. Și am făcut o pauză de la sport, apoi l-am cunoscut pe soțul meu. Fratele meu deja făcea sală și tot îmi zicea, hai la sală, hai la sală. Eu ziceam, nu, că nu am chef, nu-mi place, până l-am cunoscut pe soțul meu. Și atunci s-a schimbat, am devenit mult mai motivată cum și am Ai început găsit cel pe care ai găsit punctul de motivație. să... Exact. Și am început să merg la cursuri, la aerobic, nu m-a încântat nici asta și am început să studiez singură pe YouTube, îmi cumpăram cursuri online. Uite, așa m-a prins foarte tare microbul fitness-ului, să zic așa. Și am început să merg tot mai des, să fiu tot mai interesată de toate cursurile care se făceau în țară și nu numai. Și încet, încet mi-am dat seama că vreau să mă fac antrenor personal. După ce am lucrat 4-5 ani pentru mine, mi-am dat seama că vreau să mă fac antrenor personal și să ajut cât mai multă lume. Ok, asta era cu 12 ani aproximativ. Da. Și Dar nu la top și nici în țară nu era așa promovat fitness-ul cum este acum. Adică foarte Însă fete eu aș vrea merge. să discutăm un pic despre abordarea ta, care știu că este diferită, mai ales că am început și eu să vin la sală, pentru că recunosc că sunt o persoană care a ținut foarte multe diete de-a lungul timpului, având tot timpul ceva kilograme în plus. Și am descoperit că, nu știu, partea de nutriție, că nu-i pot spune dietă, nici măcar regim, pentru că eu până, ți-am zis, cum ți-am zis și ție, până să te cunosc, dietele mele erau din alea în care mureai de foame. Da. Și am descoperit că nu pot să mănânc cât îmi dai. Da. Și atunci, care este secretul? Toată lumea are impresia că dacă vrei să slăbești, trebuie să mănânci puțin. Este total greșit. Toată chestia asta se face după niște calcule matematice, în funcție de cât efort faci, câte kilograme ai. Cu cât ai mai multe kilograme, ți-am explicat și ție, cu atât trebuie să mănânci mai mult și nu mai puțin, pentru că corpul consumă dublu față de exemplu, dacă o fată are 50 de kg și una are 80, dacă le punem un ceas la mână, o să vedem că la același antrenament, fata de 80 de kg va avea cel puțin 400 de calorii în plus față de cea de 50 de kg. Deci efortul este mult mai mare, consumul este mult mai mare.
Și atunci nu putem să ținem un regim cu foarte puține calorii, pentru că inițial vom slăbi, pentru că orice deficit caloric duce la slăbire, clar, și un deficit caloric mare, pentru că majoritatea dietelor care le găsești pe net sau, mă rog, diete proaste sunt bazate pe un deficit caloric exagerat, gen 1000 de calorii sau 1200, și atunci slăbești, slăbești, Te da, zici că am pentru ținut că... cu 500 de calorii. Da. Eram mai leșinată, ce să zic. Nu puteam să fac nimic în afară de să stau pe scaun și să dorm și să Păi, mănânc alea 500 de calorii, cam atât. cred, pentru că rata metabolică a fiecărui om este peste 1200 de calorii. Adică tu, nefăcând nimic, doar prin simplu fapt că respiri, consumi 1000 și ceva de calorii. Așa că gândește-te la 500, cum te simțeai. Probabil că ai slăbit până la un punct în care corpul a zis stop. Da? Fata asta nu mai îmi dă de mâncare. Eu, ca să funcționez normal, trebuie să-mi fac niște rezerve, da? Și atunci orice băgai, chiar și 500 de calorii, se depuneau pe tine și nu mai slăbeai, înțelegi? Pentru ca corpul să poată funcționa. Pentru că noi suntem ca niște mașini. Adică funcționăm, mașina funcționează cu benzină, noi funcționăm cu mâncare, înțelegi? Ok, da, a fost într-adevăr, cu toate că mai văzusem ceva promovări de-a lungul timpului, nu, având tot timpul această provocare cu kilogramele, tot m-am uitat în stânga și în dreapta, recunosc că eu țin diete, după cum îți spuneam, undeva din clasa a 5-a, Da. de când a 5-a, a 6-a, dar a 7-a a fost cea care m-a definitivat și atunci am slăbit cel mai mult. Recunosc că și cu aceste diete de calorii puține, dădeam jos, dar într-adevăr acel efect de yo-yo, știi, că puneai înapoi la loc, când ai mâncai normal, erai gata. Exact. Ok, deci unul din secretele pentru a fi în formă este să mănânci suficient cât corpul să aibă să poată să consume. Să nu exagerezi cu efortul. Adică formula clasică care dă greș este mâncare puțină și sport mult. Și din păcate majoritatea femeilor asta fac. Cred că dacă merg de 5 ori pe săptămână la sală și mănâncă puțin, vor avea rezultate. Dar nu este așa. Merg o lună, două, trei, patru și nu o să vadă niciun rezultat, pentru că e imposibil. Da, vezi, uite, aici am putea să-l trecem la, că discutam noi la un moment dat despre miturile în Da. sport și în nutriție. Cred că ar putea fi trecut la mituri. Da? Deci e un mit ăla că dacă mănânci foarte puțin, o să slăbești. Și Vești, faci da. efort mult, o să slăbești. Ok, dar totuși, atunci întrebarea este, mai ales că am spus că vin sărbătorile și este o perioadă în care, mai ales la noi la români, sărmăluță, salată beof și toate celelalte. Ce Da. ne facem? Păi îți spun ce fac eu. Acum nu toată lumea poate să facă ca mine, pentru că eu am stilul acesta de viață de peste 12-13 ani și încerc să găsesc variantele cât mai light la ouă umplute, la sarmale. O pun pe mama mea și îmi face sarmale mai light. Sau ouăle umplute nu le umplu cu gălbenușul, le umplu cu o brânză de vaci mai slabă. Încerc să găsesc tot felul de variante, să nu conțină foarte, foarte multe calorii, să fie bombe calorice. Bineînțeles că nu toată lumea poate face la fel, pentru că eu deja am un stil de viață și eu nu concep să mănânc foarte gras, nici nu mă simt bine. Dacă aș mânca foarte gras, cred că mi-ar fi rău 3 zile. Este vorba practic și de o obișnuință pe care noi o avem. Da. Eu așa mi-am educat creierul și eu nu mai pot să mănânc mâncare nesănătoasă. Așa. Ok. Dar până ajungem acolo, ce ne facem noi Exact. ăștia Nu alți? toată lumea poate să aibă acest stil, atunci trebuie să avem un pic de limită. Prin limită, ce spun? Ok, mâncăm de Crăciun, în seara de Crăciun. Sarmale, salate de bœuf, ce vreți. Ok, mâncăm la o masă. Dar dacă a doua zi mâncăm și la mic dejun, și iară la cină, și de la Crăciun o ținem până la Revelion, numai în mese cu... cozonac, cu tot felul de chestii calorice, bineînțeles că vom acumula kilograme în plus, pentru că majoritatea lumii nu face sport între Crăciun și Revelion. Adică eu fac. Păi, da, Dar așa e, tu da, noi nu. Noi abia așteptăm să ne odihnim. mănâncă foarte mult, nu fac mișcare oamenii și atunci bineînțeles că după Revelion vor avea 3 kg, poate chiar 4 în plus.
Vorbeam cu fetele care vor să înceapă programul cu mine și îmi spuneau: Carmen, da, nu mai bine să mă apuc după Revelion. Păi nu-i mai bine să te apuci după Revelion, pentru că după Revelion vei porni cu încă 3-4 kg în plus. Știi? Adică începi un program, te ține puțin în frâu, știi? Nu zice nimeni să nu mănânci, asta e clar, pentru că nu e E normal. perioada, da. Da, dar nu în fiecare zi, pentru că orice surplus caloric duce la îngrășare. Practic am putea să avem în vedere, nu știu, o zi în care mâncăm, ok, cum e prima zi de Crăciun și mâncăm mai multe lucruri din și sarmale și ce, cât se poate acolo și cât poate duce fiecare și, nu știu, a doua zi să o lăsăm mai light și a treia zi sau a patra zi, ceva, o alternare. Da, un echilibru un pic în toată alimentația. Ok. Și perioada aceasta, ulterior, cum o putem recupera? Că dacă punem 3-4 kg, sau mai putem recupera? Păi, Cu multă nu, muncă. se poate Se poate recupera. acolo și. Un meniu, bineînțeles, și cu sport poți da kilogramele jos. Ai văzut, media de slăbire pe lună este de 4 kg. Un Exact. mai mult. Când vorbim deja de peste 100, bineînțeles că în prima lună vor fi minus 5-6 kg, poate chiar 7, știi? Da, am observat și la mine, undeva n-a fost chiar 4 kg, dar probabil metabolismul meu fiind un pic dat peste cap de ani și ani de dietă, 4 kg le-am dat cam în 5 săptămâni, dar nu mă plâng că este o slăbire sănătoasă până la urmă, dacă îi putem spune așa, adică nu e ceva brusc. Că am avut diete, ce-i drept, eram undeva în liceu, în care pur și simplu am slăbit, dacă îți vine să crezi sau nu, dar probabil pentru că vezi rezultate de genul acesta, dar în modul tău, în 13 zile, era o dietă daneză pe care o ținusem, în 13 zile am slăbit 10 kg. Da, cred, da. Dar bine, dieta daneză o știi ca e, cu 500-600 de calorii, pe acolo Gândește-te că din acestea 10 kg tu ai slăbit și din masa musculară. Slăbind din masa musculară, metabolismul s-a încetinit. Pentru că cât ai mai multă masă musculară, cu atâta consumi și arzi mai mult. E, tu ai slăbit 10 kg, s-a dus și din masa musculară și metabolismul tău s-a încetinit foarte mult. Corect. Așa e, da, Ce problemă? dar atunci nu știam. Da, că ai spus tu că te chinui să termini porția de mâncare. Îți dai seama că pentru mine e foarte ciudat că un om poate să țină o dietă de 500 de calorii, dar nu poate să mănânci o dietă de 2000 de calorii, în care ai văzut, ai și pâine, ai și Da, carne. sunt de toate și dulce și adică cel puțin dimineața am observat în prima parte a zilei de fructe, miere, sirop de arțar, deci foarte multe lucruri că mă gândeam, zic eu, ce o să fac, eu sunt mâncătoare de dulce, recunosc. Și ce o să fac, o să simt pofta de dulce. Dar e drept, nu mi-e niciodată foame, în primul rând, și nici nu simt pofta de dulce, probabil și din faptul că tot timpul am burta plină, aș putea să Și zic. ai glicemia sub control, pentru că de fapt despre asta vorbim, să-ți ții glicemia sub control. În momentul în care ție scade glicemia, atunci ți-e poftă de dulce, înțelegi? Și dietele astea drastice, clar scad glicemia și îți cere corpul dulce, pentru că altfel nu poate funcționa. Da, Înțelegi? te simți efectiv leșinat și atunci când bași ceva dulce, cu toate că am observat că glicemia crește cu mâncare în general, adică dacă chiar îți cade, nu trebuie să bași dulce, dar dulcele îți dă un boost mai rapid, cred că. Da. De aia și cere corpul dulce să bage, să crească glicemia. Problema dietelor de genul au niște repercusiuni foarte nasoale, pentru că poți face rezistență la insulină. Asta este prediabet, da? Cum ți-am zis și ție să faci testul ca să mă asigur că nu ai o rezistență la insulină, pentru că dacă ai fi avut, n-ai fi slăbit nici cele 4 kg. Știi? Ok, deci pe lângă rezistența la insulină, mai sunt alte probleme care apar de-a lungul timpului datorită acestor regimuri, că e deja nu mai dietă, e ăla chiar că e regim. Da, rata metabolică scăzută și de acolo și efectul ăsta de yo-yo. Se lasă pielea, pentru că dacă nu ai un regim echilibrat și un deficit caloric foarte mare, ți se lasă pielea. De ce crezi că la operațiile de micșorare de stomac se lasă pielea? De ce crezi?
pentru că deficitul caloric este foarte, foarte mare și atunci totul curge pe tine. E, când slăbești într-un ritm normal, dai 4-5 kg pe lună jos, dar corect, printr-o alimentație corectă și un deficit caloric calculat pentru kilogramele tale, niciodată nu se va lăsa pielea. Ok. Uite, mă uitam și dacă îmi permiți o să dau share screen la unele rezultate. Sunt pe pagina ta de Facebook și nu numai pe pagina de Instagram, pentru că de foarte multe ori oamenii se uită și zice, uite, 12 kg, și sunt unele persoane care, uite, 8, 8,5, se menține 1 kg pe săptămână, practic, cum ai spus tu. Și te uiți și zici, mamă, cum a reușit să dea atâta de mult jos? Mai ales că aici sunt câteva dintre fete care poate n-aveau foarte multe kilograme de dat jos, dar am văzut, uite, cum este aici în 6 săptămâni, deci mi se pare absolut wow. Și într-adevăr am văzut și printre comentariile care mai le fac unii răutăcioși, că altfel nu le putem spune, că nu este posibil și totuși este posibil. Dar și spun de ce au această impresie, pentru că majoritatea, cum ți-am spus și la început, fac sală în exces, merg de foarte multe ori pe săptămână la sală, mănâncă puțin și nu văd niciun rezultat. Și spun, eu merg de 2 ani la sală și n-am ajuns așa și nu se poate. Păi da, n-ai ajuns așa pentru că nu ai avut o alimentație corectă, pentru că știm că alimentația e aproape 80% din tot acest proces de slăbire. Da, ce-i drept, de 2 ori în medie la sală, nu? Adică, sau de 2 ori maxim. Nu, de 3 ori pe săptămână. Trei, cine nu are timp, și de 2, deci sunt rezultate foarte bune și cu 2 ședințe pe săptămână. Și aceste, eu știu cum este la sală cu tine și recunosc că am fugit ca de tămâie de cardio. Pentru că am mai făcut cu antrenor personal și bandă, bicicletă, mai aveam un picuț și leșinam, recunosc, urăsc cardio. Urăsc cardio, deci orice până la cardio. Eu Dă-mi orice, numai cardio nu. nu folosesc banda, eu antrenez functional training, este stilul de antrenament, nu lucrez pe aparate, pentru că mi se pare că cu acest tip de antrenament ai rezultate mult mai rapide și mult mai bune decât pe aparate. Da, plus că am observat că exercițiile astea practic poți să le faci oriunde, și acasă și afară și oriunde ești, poți să le faci. Dar cum de totuși, pentru că mulți antrenori și ce am mai citit, zic că e nevoie de efort și de partea aceasta de cardio, cum totuși se reușește reducerea de kilograme în condițiile în care nu se face cardio foarte mult? Păi, hai să-ți explic. Antrenamentele sunt o completare a dietei. Ce te face să slăbești este deficitul caloric și nimic altceva. Înțelegi? Deci tu dacă ești pe deficit caloric slăbești, dacă ești pe menținere te menții, dacă ești pe surplus pui. De exemplu, tu trebuie să mănânci 2000 de calorii, să zicem, dau un exemplu, da? Chiar te rog. Dacă mănânci 1700, vei slăbi, da? Dacă mănânci 2000, te menții. Și dacă mănânci 2300, vei adăuga kilograme. Înțelegi? Deci, practic, toată magia asta este deficitul caloric. Poți să faci sport până leșin, poți să mergi zilnic la sală. Dacă dieta nu este una corectă, nu vei avea niciun rezultat. De aici rezultatele fabuloase pe care le ai cu oamenii. Și probabil și impactul, că într-adevăr când vii dintr-un sistem din ăsta în care mănânci puțin, faci mult sport și dai de lejeritate în antrenamente și de mâncare multă, cum am zis, Îți dai știi? seama că trebuie să trestezi atâta, să mergi la sală de 7 zile din 7, pentru că știi că și eu am făcut această greșeală și tot ce aplic eu acum cu clienții mei este din proprie experiență și ce am testat eu pe mine. Și am văzut efectele dietelor, efectele antrenamentelor în exces, deci tot am testat în anii ăștia de aproape 13 ani pe mine. Și practic, care ar putea fi dezavantajul sau ce se întâmplă? Noi, din punct de vedere acum ce am mai învățat pe partea de dezvoltare personală spirituală, se spune că cu cât faci mai mult efort, cu atâta inima este mai solicitată, cu atâta îmbătrânești de fapt mai repede, chiar dacă se spune că tocmai ar trebui să fii sănătos.
Da, stai să-ți spun și cu îmbătrânirea. Sportul în exces îmbătrânește, pentru că în momentul în care faci antrenamente grele, corpul eliberează stresul, apare stresul oxidativ, înțelegi? Eu tot pe mine am testat, am făcut o perioadă 4-5 antrenamente foarte, foarte grele pe săptămână și îți spun sincer că arătam atât de rău la față și mi se accentuaseră ridurile și am zis gata, stai. Fac de 3 ori. E, în 6 luni de zile fața mea arăta altfel. Adică sportul cu limită. Pentru că sportul, de fapt, îmbătrânește în exces. Pentru că antrenamentul este o traumă asupra corpului, la urma urmei. Da? Rup fibra musculară. E un efort foarte intens. Și corpul are nevoie de recuperare. De ce recomand 3 antrenamente pe săptămână? Faci luni, da? Marți pauză. De ce? Ca să ai timp să te recuperezi, să ai timp ca fibrele musculare să se repare, să nu ajungi în supraantrenament, pentru că sunt foarte multe fete care ajung în faza de platou și de supraantrenament, pentru că platou e corelat cu supraantrenamentul. În momentul în care nu mai vezi niciun rezultat și ai o dietă corectă, înseamnă că te-ai antrenat prea mult și corpul nu mai poate și îți zice stop. Da? Da, lași o zi pauză pentru febra musculară. Că se face, uite, cu toate că nu e cardio și nu este un efort, adică nu-l văd. Eu, dacă n-aș mai fi fost pe la sale și n-aș fi ținut diete, poate n-aș fi avut cu ce să compar. Dar uite, așa, având cu ce să compar, nu mi se pare un efort foarte mare, dar în schimb, arde mușchi, știi, cam așa. Asta e și ideea, ca efortul să nu fie unul exagerat. Da, vă mărturisesc. De la sală nu trebuie să pleci în genunchi și să zici că poa, gata, să nu te mai poți mișca 3 zile. Nu. Nu ăsta este scopul antrenamentului. Da, ideea că într-adevăr am o febră musculară, dar este o febră musculară față de cele pe care le-am mai avut de-a lungul anilor, suportabile. Adică pot să mă mișc, dar simt că mușchiul acolo are febră. Și într-adevăr, de multe ori în exercițiile pe care mi le dai, că mai glumim cu colegele, par foarte ușoare, știi? Și zici, bă, dar nu fac decât să, cum a fost unul ieri, stau să mă sprijin pe o minge și ridic piciorul, dar simțeai că mori. Adică, serios, din afară când te uiți, zici, mamă, ce exercițiu ușor, ce mare lucru. Dar ia, apucă-te să-l faci, că după aia să vezi că nu mai e chiar atât de ușor. Da, într-adevăr, uite, mă bucur să putem să discutăm aceste lucruri pentru că cunosc foarte multe persoane care merg pe aceleași principii pe care am mers și eu și cred că și tu ai întâlnit de-a lungul experienței tale de 12 ani foarte mulți oameni care merg în această direcție greșită. Apropo de cei 12 ani de experiență, ce ți s-a părut cel mai remarcant, așa, care te-a marcat, adică de-a lungul celor 12 ani? Ai avut anumite, nu știu, cazuri sau care au rămas în memorie? Da, am toate cazurile acestea de femei care își pierd menstruația din cauza dietelor. Astea mă marchează pentru că sunt fete tinere de 20 de ani care rămân fără menstruație din cauza dietelor. În momentul în care faci sport și nu mănânci suficient, ceea ce am pățit și eu la început, am trecut și eu prin asta și m-am luptat cu o amenoree de un an de zile. N-am avut menstruație tocmai din cauza că mă antrenam foarte mult și mâncam puțin. Și din ce în ce mai des întâlnesc această problemă la fetele pe care le antrenez. Astea sunt datorate lipsei de mișcări sau datorată alimentației? Dezechilibrului între alimentație și sport. Înțelegi? Deci, caloric foarte mare, sport prea mult, dispare menstruația. Și pentru cei care totuși nu au un ritm, adică nu de sport la modul să meargă la sală, ci doar, nu știu, activitățile de casă și activitățile zilnice și totuși au grijă la mâncare. Da. Putem spune că ei sunt mai sănătoși? Nu neapărat, că sportul ne ajută pentru sistemul cardiovascular, deci sportul este foarte, foarte bun, dar nu în exces. Asta este. Practic, de ce este făcut cu cap, ca să zic așa. Da. De ce ar apela cineva la un instructor sau la un antrenor? Că marea majoritate apare întrebarea aceasta. Ok, da, ce, nu pot singură sau fac eu mișcare acasă sau... Da, poate faci o mișcare greșită și te trezești cu o hernie de disc sau îți rup vreun ligament. Dacă ești începător,
Clar, trebuie să te duci să apelezi la un instructor. Eu m-am dat prima oară, țin minte, da, am început să fac singură, dar eu făcând tenis, cumva, eram obișnuită cu efortul, cu mișcările, pentru că la tenis faci și fandări, faci multe chestii care sunt și în Da, au functional. de-a face cu mișcarea până la urmă și ești obișnuit în momentul în care ești sedentar și stai mai mult pe scaun sau oricum nu faci prea multă mișcare, nu vorbim despre același aspect. Trebuie să te ghideze cineva la început. Nu poți să te duci în sală și zici ce faci. Acum mă duc și trag de aparatul de triceps. Știi? Trebuie Dacă să nu te... tragi corespunzător, tragi degeaba. Da. Ok. Toți, pentru că ne este de multe ori greu să alegem un antrenor. Ce, după tine, acum fiecare bineînțeles că este subiectiv, dar ce ar trebui să, sau cum ar arăta un antrenor ideal, ca să zic așa, sau ce ar trebui să avem în vedere atunci când îl alegem? Eu cred că rezultatele sunt cartea de vizită al unui antrenor, da? Și depinde și experiența antrenorului. Dacă e un antrenor care de 10 ani antrenează mii de clienți, cu siguranță știe despre ce este vorba și cu ce se mănâncă toată chestia asta. Ok, deci Acum, rezultate. mai nou se fac cursurile acestea într-o lună a ieșit antrenor. Să știi că e greu. E greu ca după o lună de curs să devii antrenor. Ca să devii antrenor, trebuie să stai în sală ani de zile ca să dobândești experiența de care ai nevoie. Eu, dacă stau acum și mă gândesc, da, acum 10 ani ce făceam, mă dușește râsul. Înțelegi? Adică, Asta e valabil în orice meserie. când mă gândesc ce diete dădeam acum 10 ani, râd singură. Deci eu am evoluat, ți-am zis, și am experimentat totul pe mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat atâția clienți, că tu știi cum lucrez eu la sală Da. și am avut șansa să-mi dau seama de cum funcționează corpul femeii și să știu exact ce trebuie să fac. Uite, chiar o bună întrebare că tot ai menționat. Cum funcționează corpul unei femei? Păi, cum funcționează? Cum să zic? În termeni uzuale, adică, nu că noi nu ne-am cunoaște, dar știi cum e, venit din partea unui antrenor și cineva care știe și de partea de alimentație, mai acoperim anumite goluri. Da, nu știu la ce te referi, cum funcționează. Eu mă refer cum reacționează la diete și la efort. La asta m-am Ah, referit, știi? ok. Și în Cum sensul reacționează. ăsta. Da. Mi-am dat seama că dietele subcalorice nu sunt soluția, da? Treptat mi-am dat seama câte calorii trebuie să dau, la ce înălțime, ce tipuri de antrenament se potrivesc, știi? Adică nu poate un om, o femeie care are 1,80 m și e mai slim, nu poți să-i dai antrenamente tip circuit, că nu îi se potrivesc, nu? Adică toate astea le-am testat și le-am... Te-a ajutat foarte mult să fii din ce în ce mai bun în ceea ce faci, că experiența spune cuvântul. Se spune că e necesar minim 10.000 de ore, în orice meserie este necesar să ai 10.000 de ore pentru a ajunge foarte bun în ceva. Eu cred că l-ai depășit de mult. Cam câte ore lucrezi pe săptămână, per total? Nu mai am așa multe ore pentru că, no, și cu pandemia, dar și înainte de pandemie, m-am axat foarte mult pe antrenamentele online. Pentru că mă epuizau orele la sală, aveam de la 7 la 12 și de la 3 la 9. Veneam acasă, mâncam și imediat trebuia să plec și mai lucram și pe online. Și nu mai puteam, eram epuizată și am spus așa, ok, tai din orele de la sală, lucrez de acasă ca să mai stau și cu fetița mea care mă vedea practic o oră pe zi și mi-am dat seama că nu e ok și m-am axat acum mai mult pe antrenamentele online. Dar am la sală, acum am 2-3 ore dimineața, 2 ore seara. Pentru cei care vor antrenamente online, pentru că clar, nu toată lumea este din Brașov, nu toți au și chiar dacă sunt din Brașov, eu știu că ți-am scris prima oară cu 2 sau 3 ani,
cu siguranță nu știi că îți scriu foarte mulți oameni și nu mi-ai răspuns și mă gândeam, zic, da, ok, este foarte solicitată și când ți-am scris undeva, cred că în final de septembrie ți-am scris și ai răspuns, zic, gata, înseamnă că e momentul, trebuie să ajung la Carmen. Dar cei care sunt în afară, pentru că foarte mulți care vor vedea acest filmuleț rămânând înregistrat și vor fi interesați, pot apela sau există o listă de așteptare? Cum faci cu ei online? Am lasat de curând site-ul Carmen Fit Club. Pentru că cererile sunt foarte, foarte mari, am lansat și o listă de așteptare. Te înscrii și eu, în ordinea înscrișilor, preiau clienții. Am reușit să iau o parte din ei, dar la unii o să ajung poate chiar și în 3 luni, 4. Cam câte solicitări primești pe zi, așa, în medie? Multe, multe. N-ai mai stat să le numeri. Nu, acum că am lansat site-ul, multă lume se înscrie pe site, dar înainte primeam și 100 de mesaje pe zi pe Instagram. Și lumea era frustrată că nu răspund, că efectiv nu aveam timp. Adică eu trebuie să fac, să lucrez și pe online, să răspund și pe WhatsApp la mesaje, să lucrez și la sală. Adică, practic, eu timp pentru mine nu am. Eu nu am mai avut o zi liberă de 12 ani. Și când zic am avut o liberă, chiar nu am avut, pentru că la mine nu există nici duminică, nici sâmbătă, eu lucrez în fiecare zi până la 12 noaptea. Da, Așa. chiar dacă nu ești în sală și nu știu, să zicem că pleci undeva, știu că ții legătura cu cei pe online prin WhatsApp și nu doar cu ei, și cu noi cei care venim în sală, tot timpul apare câte o întrebare, dar aici ce fac, dar nu funcționează aia, dar cum fac cealaltă și îmi dau seama cum e. E Pentru că... greu, dacă nu ar fi, nu mi-ar plăcea. Da, nu, știi, până la un punct nu este vorba de plăcere, dar de la un punct intervine oboseala și normal cu foarte multă muncă ajungi într-o oarecare stare de frustrare că nu mai reușești să te ocupi de tine și de familia ta. Și eu înțeleg acest aspect, cunosc ce înseamnă să muncești mult și să nu mai ai timp să te ocupi de restul. Discutam la început de mituri. Ce mituri ar mai fi pe partea aceasta de dietă, de nutriție, de sport, pe lângă cel pe care Bă, l-am dacă mănânci la puțin, început? dacă faci mult sport, slăbești, nu este. Sportul fără alimentație este egal cu zero. Sucurile de detox nu te ajută să slăbești. Și după părerea mea, nu ar trebui să facem detox pentru că corpul nostru este destul de deștept să se detoxifieze singur. Înțelegi? Mie Dar tot se par totuși utile sucurile. ok. Prisma faptului că din sucuri oricum nu poți să-ți iei mai mult de 1000 de calorii, adică toate curele astea cu sucuri sunt de 1000 de calorii. Ceea ce este ok, de exemplu, pentru o femeie de 100 de kg să bea 1000 de calorii din sucuri e dezastru. Dar totuși, bine, sucurile au un beneficiu, doar că nu folosite la modul de detox, te referi tu, că să bei fresh-uri și sucuri de legume, de fructe sau amestecuri din acestea, cu siguranță, dar nu la modul de detox, zici. Corpul este prea deștept, deci e o mașinărie foarte inteligentă și are capacitatea să te detoxifieze singur. Și să mai vorbim despre mituri despre slăbit, să scoatem carbohidrații. Deci toată lumea are o problemă să nu mai mănânce carbohidrați. E periculos pentru că dacă faci de unul singur o dietă și îți scoți carbohidrații și nu crești celelalte procente de macronutrienți, apar niște dezechilibre foarte mari și te duc la dezechilibre hormonale, practic. Adică, dacă ai scos carbohidrații, trebuie să umbli la ceilalți macronutrienți. Ok, deci carbohidrați, ca să fie pe înțeles tuturor, te referi la paste, pâine. Pâine. Pentru că toată lumea când zice, mama, apucat de dietă, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc cartofi, dar de ce? Un Da, eu mit. mănânc cartofi. Doar că probabil diferența o face ca lumea să înțeleagă, ok, mănânci carbohidrați, dar contează cum sunt pregătiți, cum sunt. Mai ești, Carmen? Cred că s-a întrerupt. S-a întrerupt, da. Da, a avut o mică cădere internetul. Spuneam de partea de carbohidrați, contează probabil foarte mult cum sunt gătiți. Da, bineînțeles, cartofii facem la cuptor, nu-i facem prăjiți. Și pâinea preferabil să fie, nu știu, integrală sau oricum nu pâine albă sau dacă gătim anumite, nu știu, prăjiturele cu tot așa cu făină integrală sau oricum a avut un picuț grijă la tipul de făină de cele mai mult, cred că acolo apare. Da.
Ok, alte mituri care ar mai fi? Stai să mă gândesc. Dulcele îngrașă până la urmă. Dulcele îngrașă, dar mă repet, dacă tu mănânci, să zic, dulce până în 2000 de calorii, nu te vei îngrășa, pentru că doar surplusul caloric te îngrașă. Că nu e sănătos și că nu vei arăta bine, asta e partea a doua. Dar bineînțeles că putem să mâncăm o dată pe săptămână și o prăjitură, o felie de tort, nu zice nimeni, poți să mănânci liniștit. Pentru că dacă nu faci asta, apar niște frustrări și te fac să nu fii capabil să ții dieta până la capăt. Deci restricțiile astea te duc în punctul în care cedezi. Practic, marea majoritate a oamenilor care țin un anumit stil de viață, hai să-i spunem, alegându-l pe cel drastic, în care nu dulce, nu pâine, nu aia, nu cealaltă, nu aia, nu aia, nu aia, că lista e lungă cu ce nu ai voie și mai scurtă cu ce ai voie, de obicei, ajung într-adevăr să se frustreze și să renunțe, pentru că e frustrant să nu poți, uite, mergi la ziua cuiva, bă, mănânci și tot felie de tort, că nu e ziua lui în fiecare zi sau ziua ta sau oricum anumite evenimente care sunt odată la o perioadă de timp, nu sunt zilnice. Da, nu se întâmplă absolut nimic dacă odată la ceva timp mănânci un tort sau o prăjitură sau o pizza sau... Bine, Dar acum nu este dacă mă las să dau din casă, noi duminica avem voie, cheat meal, nu? da. Da, deci nu e nevoie să aștept ziua cuiva ca să mănânci o felie de tort. Dacă totuși vrei într-o duminică să mănânci o felie de tort și în alta, nu știu, să mănânci o jumătate de pizza sau niște felii de pizza, se poate. Da, mie mi-a plăcut aia cu cheat meal, recunosc, pentru simplu fapt că aștept duminica să zică, ok, acum văd de ce vreau eu să mănânc. Da, e psihologic vorbind, ajută extraordinar de mult. Pentru că mai apar anumite pofte, ok, nu le pot satisface atunci în momentul respectiv, că asta e și de multe ori nici nu necesită, că cum ți-am zis la început, cel puțin din experiența de ce am văzut eu zic ca și client, nu ți-e foame și atunci nu prea mai este poftă. Că eu l-am pe al meu domn care mănâncă dulce mult. Și îți dai seama, la dietele alea ale mele drastice, dai și te uiți așa cum mănâncă ciocolată. Acum mănâncă ciocolată și eu n-am nicio treabă. Nici nu mi-e poftă. De asta am zis că a fost un impact, pentru mine a fost un impact mare în ceea ce privește diferența asta de stil de a mânca. Ok, ce atunci dacă dulciurile mâncate greșit și în cantități mare, mari îngrașă, ce altceva mai îngrașă? Ce am putea să trecem? Ok, aveți grijă cum îl folosiți că îngrașă, nu neapărat că nu ai voie să mănânci Să cu știi tot. că orice îngrașă dacă mănânci peste caloriile de care tu ai nevoie. Adică chiar dacă mănânci sănătos, dar tu ești peste cele 2000 de calorii, kilogramele se vor adăuga. Nu poți să spui, a, eu mănânc sănătos, nu mă îngraș, că nu merge. Deci și mâncarea sănătoasă îngrașă. Adică foarte multe persoane care dimineața își fac un bol de cereale și pun acolo două linguri de semințe de chia, două de semințe de in, de floarea soarelui. Și chestia asta adună un bol de poate să-l facă de 1000 de calorii. Adică mâncarea sănătoasă îngrașă și trebuie să avem limită și la ea. Chiar dacă e sănătoasă, tot calorii sunt. Deci, practic, totul se rezumă la calorii. Și în mitul acela cu fructele îngrașă, iarăși că nu că au multă fructoză, nu mânca fructe. Ok, stai că dacă mănânci un fruct pe zi, nu ai nevoie până la urmă de acea fructoză, nu? Clar. Uite, mai întreabă cineva cu privire la partea de fete care au fost programate pentru a rămâne însărcinate, care nu pot rămâne însărcinate pe probleme de infertilitate, spuneau din ce am citit din feedback-urile de pe paginile tale de Instagram și Facebook, că au reușit să rămână însărcinate. Cum s-a întâmplat? Păi tocmai pentru că toate dietele astea proaste te dereglează hormonal foarte tare. Poate nu mai ai ovulație, menstruația este neregulată. Ei, alimentația îți reglează absolut tot. Deci absolut tot. Cum să-ți spun? Din cauza deficitului caloric mare și
Și a raportului probabil de nutrienți care este Exact. deficitar, nu le părți și prea mult în altele. Uite, când mănânci mult dulce, ok, se duce foarte mult cu glucoza și multe alte chestii, carbohidrați, dar nu mănânci proteine. Eu am ajuns la concluzia că ți-am zis că mi-este foarte greu cu carnea, că nu sunt mâncătoare de carne și mi-am ajuns la concluzia când am început dieta și pe parcurs că eu nu mâncam proteine. Da. Și mâncând foarte mulți carbohidrați, Și chiar dacă nu mâncam mulți carbohidrați, oricum nu mâncam proteine, că nu mâncam mult de fel. Mâncam puțin pe zi, adică dacă puneam cantitate de mâncare, acum mănânc de, cred că cel puțin 5 ori mai mult, ca și cantitate, dacă e să o cântăresc. Dar mă gândeam, zic, mă, păi eu mâncam carne, dar mâncam o dată la câteva zile sau așa, sporadic, pe aici, pe acolo. Într-adevăr, mâncam legume și fructe foarte multe, ca alea îmi plac și dulce. Aia era mâncarea mea. Dar vezi tu că trebuie să avem și proteine și grăsimi în alimentație. Pentru că, hai să zic, eliminăm grăsimile, pentru că iară un mit că nu, grăsimile îngrașă și că nu avem voie grăsimi. Ba da, avem nevoie de unt, avem nevoie de o brânză care are grăsime. Pentru că tot sistemul ăsta hormonal feminin se produce pe bază de grăsimi saturate. De ce multe femei vegane nu au menstruație? Pentru că nu mănâncă grăsimi animale, grăsimi saturate. Înțelegi? Iar Apropo, că ai deschis cutia Pandorei da. cu vegetarienii, cum se descurcă să înlocuiască proteinele sau cum recomanzi că nu, ok, este o alegere până la urmă. Să-ți mai zic un mit, pentru că mă confrunt cu situația asta de foarte multe ori, pentru că sunt fete care îmi cer diete vegane și le spun așa. Pot să vă fac o dietă vegană doar în condițiile în care bag o pudră proteică. Pentru că nu am de unde să scot raportul acesta de proteine. Și ele zic, păi da, dar năut, fasole, nu, trebuie să mănânci 5 kg de năut ca să strângi proteinele dintr-o bucată de carne. Înțelegi? Deci e o concepție greșită, proteinele din quinoa. Păi quinoa are mai mulți carbohidrați decât proteine. Înțelegi? Și atunci, ca să strângi toate proteinele astea din legume și quinoa, mă rog, ce mai au, foarte, foarte mulți carbohidrați. Oamenii care se fac vegani sunt de două tipuri. Unii se pot face și nu se îngrașă, dar cei care au tendință de îngrășare și mănâncă numai carbohidrați, practic, clar se vor îngrășa. Și atunci, practic, pudra proteică poate înlocui și oarecum restabili aportul sau Echilibru. necesitatea. Așa pot face o dietă vegană, pentru că suntem în postul Crăciunului și multe fete mi-au zis, Carmen, să încep postul și le-am zis așa, ok, dacă vreți, țineți vinerea, dar să vrei să slăbești în postul Crăciunului nu prea e indicat. Adică. Sau cel puțin nu se poate pe aceste principii pe care tu mergi unde e nevoie de proteină și atunci dacă nu poți să ți-o dau, ok, ori postești, ori ții dieta pentru slăbire, adică alegi una din două. Ritmul de slăbire clar e mai lent dacă nu e mai Bine, e rapid. vorba de o alegere, că știi cum e, dacă cineva alege să postească, trebuie să aibă în vedere că va scădea ritmul de pierderea kilogramelor, adică mi se pare de bun simț să știe și să aleagă. Da, și tot timpul le-am spus fetelor. Și cele care, pentru că întrebarea asta cu siguranță o să stârnească de-a lungul timpului foarte multe reacții, cu partea de a rămâne însărcinată, doar mâncarea sau contează și sportul? Hormonal ne reglăm și prin sport? Hormonal mâncarea. Hormonal. Hormonal mâncarea. Pentru că poate sunt persoane care cunosc persoane cu diverse probleme de sănătate și nu reușesc să facă sport. Uite, de exemplu, pentru o persoană care are astm. Pentru că nu știu dacă ai avut de-a lungul anilor. Antrenamente adaptate și s-au descurcat. De se poate. Pentru că Da. sunt persoane care la anumit efort, mai ales cum sunt cele cu astm, când fac un efort ridicat, să zic așa, nu, știi, încep să respire mai greu și le este puțin mai greu în antrenamente. Deci se poate face adaptat în funcție de fiecare. Știu că am văzut persoane care au avut diverse, poate, operații la genunchi sau anumite intervenții chirurgicale și atunci am văzut că foarte fain adaptezi exercițiile în funcție de problemele pe care omul le are și atunci nu forțezi acolo unde nu este cazul. Da. Prin urmare, pentru a putea slăbi sănătos, avem nevoie de o îndrumare de la un specialist. Eu așa spun, da. Da, Ca să. acum fiecare poate să ajungă la concluzia asta pe propria piele. Da. Da.
Ce mai vreau să te întreb cu privire la partea aceasta de mituri? Dacă ar mai fi alte mituri pe care, nu știu, ți le amintești și ar fi bine să le avem în vedere. Cea cu carnea lămurită și, într-adevăr, proteinele animale nu sunt același lucru cu proteinele luate din latura aceasta vegetală, nu? Sau cum îi spune, din alimentele acestea. Uite, o întrebare foarte interesantă. Ce anume se întâmplă în momentul în care, ok, am terminat, am ajuns la un anumit număr de kilograme? Dau un exemplu, da? Ce facem după? Păi, după mergem pe menținere. Începem să mâncăm un pic mai mult, da? Ca să nu mai fim pe acel deficit caloric. Eu sunt tot cu mâncatul mai mult, vezi, nu? Mâncatul mai mult de când am... N-am umplut frigiderul atât de mult în viața mea. La faza de menținere, clar, mâncăm un pic mai mult ca să nu mai fim pe deficit caloric. Pentru că dacă stăm mult timp pe acel deficit, iar ajungem într-un punct în care începem să punem sau să nu mai vedem rezultate. Dar trebuie să înțeleagă lumea că slăbirea nu este permanentă. Adică, dacă ai venit la mine și ai slăbit 10 kg, da? Ai făcut 3 luni cu mine, ai slăbit 10 kg și după aia nu mai vii la sală. Dieta nu mai poți o ții pentru că era făcută pentru 2 antrenamente pe săptămână, da? Și încep și mănânci fie mai mult, sau nu mai ai 3 mese și 2 gustări și mănânci doar o masă. Evident că tot ce ai muncit în aceste 3 luni se duce pe apa sâmbetei. Pentru că ce faci la mine trebuie să și menții. Este un stil de viață și dacă ai văzut site-ul meu, pe asta e Pe bazat, stil de viață, da. să schimb stilul de viață al oamenilor și să înțeleagă că nu sunt rezultate care te țin o viață, da? Dacă vii la mine, nu poți Ai, să slăbești gata, ai slăbit odată și așa. așa rămâi veci Da, pentru orice ai face. că m-am confruntat și cu problema asta, că zicea, am fost la Carmen, da, m-am îngrășat. Păi, te-ai îngrășat, că probabil n-ai mai venit la mine, n-ai mai făcut sport, ai mâncat aiurea și bineînțeles că kilogramele, la fel cum le-ai dat jos, la fel se pun înapoi. Pentru că aici totul este vorba de matematică, ca să înțelegi. Da, e o știință în spate până la urmă nutriția și se fac calcule matematice cu cantități de nutrienți și ce anume se mănâncă. Uite, în ceea ce privește predispoziția, că se spune, da, eu sunt predispusă să mă îngraș pentru că și ceilalți din familia mea au avut probleme cu kilogramele, e un mit sau nu e un mit? S-a întrerupt. Acum ai revenit. Ai, Da. nu-i bai. Mai face internet. Ziceam de, dacă ai auzit întrebarea cu privire la predispoziția spre îngrășare, că sunt foarte multe persoane care spun, domnule, eu așa, toată familia au fost mai durdulie, așa au fost mama, așa au fost tata, eu am construcția lor cu kilograme în plus. Este adevărat sau e un mit? Nu. Kilogramele în plus sunt de la mâncare, nu de la mama, de la tata. Sunt pentru că Dar despre acea mănânci mult sau predispoziție. Sau putem spune că nu predispoziția știu. e de a mânca, de fapt, nu de kilograme. Eu așa zic. Nu? Da. Adică mai degrabă ești obișnuit să mănânci că și ei Pentru că mâncau mult? clar. Deci nu e, îl Pentru că putem poți categoriza. să ai tu predispoziție. Poți să ai tu predispoziție, dar dacă mănânci corect și faci sport, nu are nicio treabă cu predispoziție la Asta zic că îngrășare, e știi? mai degrabă un comportament învățat de a mânca într-un anumit fel și dacă ei s-au îngrășat pentru că au mâncat nesănătos, cum zicem noi, sau oricum nu au avut grijă de latura aceasta de alimentație, cu siguranță ai învățat și tu ce. Și atunci predispoziția de a mânca ce au mâncat și ei și de a duce mai departe acel obicei. Deci îl putem trece la mit. Da. Nu? Că predispoziția din familie, din punct de vedere strict genetic, cum se spune, că știi că dacă genetic, că se transmit kilogramele genetic, așa se ajunge uneori să spună, știi că am multe kilograme pentru că așa au avut cei din familie. Ai multe kilograme pentru că ai mâncat prea mult. Ok. Apropo de Dacă ești corect. alimentația la copii. Pentru că și acolo activitate ei cu siguranță fac, pentru că sunt copii, nu trebuie, nu-i ducem la sală, că au ei suficientă energie, nu necesită să-i punem la activitate fizică în sală. Dar e diferită față de adult. Nu, nu.
Fetița mea mănâncă la fel ca mine, bineînțeles, în alte cantități și am încercat de mică să o canalizez pe o alimentație echilibrată și sănătoasă și îi spuneam de mică ce înseamnă să mănânci sănătos și acum crede-mă că nu mănâncă, poate să se ducă la o zi onomastică sau oriunde, nu mănâncă altceva. Deci Da, este educația de mică contează. foarte important, pentru că ai văzut că sunt foarte mulți copii cu probleme de greutate, dar știi de ce, nu? Pentru că, la fel ca și multă lume, copiii mănâncă prea puțin și de aia sunt disperați după dulciuri. Și atunci roagă dulciuri pentru că nu au suficientă mâncare. Și copiii, de exemplu, fetița mea la 9 ani de zile mănâncă 1500 de calorii. Ei sunt în creștere și au nevoie de calorii multe, știi? Și probabil că nu toți părinții știu ce să dea copiilor și le dau prea puțin și atunci săracii de aia vor dulce. Pentru că mâncarea nu este suficientă. Știi? Ok, dar ce ne facem copiii care nu vor să mănânce mâncare și vor să mănânce dulce? Păi nu știu, încercăm să le explicăm, să-i Poate fi îndrumăm spre o acolo, poate pasă fi acolo sau. din... Te rog. Avem un Că delay, sunt. avem un delay, știi, de când vorbesc eu și când vorbești tu și de aia ne... Da. Sau găsim variante sănătoase. Că acum și eu îi dau fetiței mele biscuiți integrali sau îi mai dau o prăjitură făcută de casă, că nu sunt chiar așa exagerată. Adică, bineînțeles că au nevoie și de dulce. Dar niciodată nu îi dau dulciuri din comerț, ci încerc să îi fac ceva cât mai sănătos. Cele făcute în casă sau se găsesc în anumite plasare sau în anumite, adică se găsesc și gata făcute care să fie ok, că până la urmă te uiți la conținut și îți dai seama dacă este sănătos sau nu. Dar cred că ține mult de modul în care a fost educat chiar de micuț când a început diversificarea. Eu zic că acolo contează extraordinar de mult, că dacă am întâlnit mămici care, știi cum e, lasă domnule să mănânce de toate și la un an mănâncă sarmale. Din păcate, Sau, nu știu, oricum, mâncăruri grele și dulciuri din astea mult procesate. și dulciurile din comerț, majoritatea conțin monoglutamat de sodiu. Știi ce e monoglutamatul de sodiu? Potențiator de aromă care te face dependent. Și mănâncă o napolitană, o zi, două, trei, te face dependent, vrei tot mai mult, știi? Eu de aia când mă uit la etichetă să nu aibă monoglutamat de sodiu sau vanilină, că vanilina nu este vanilie, vanilina este un derivat al monoglutamatului de sodiu, ascuns cumva, știi? Care dă gustul ăla de, zici, mamă, ce bun e, dar de fapt e o porcărie. Da, păcălește creierul, știi că Da. conținutul e prost, dar îți dă creierului senzația de un anumit gust și atunci deduce pe ideea asta. Apropo de prospectele astea, de când citim ce conține, ce ar trebui să mai evităm? Pe Euri, lângă... să nu aibă mulți euri, eu la asta mă uit, să nu aibă mulți euri, să nu aibă grăsimi hidrogenate, să nu aibă monoglutamat de sodiu, cam astea sunt. Se găsesc în comerț în ziua de astăzi produse sănătoase pe care, adică nu, știm cu toți avem probleme cu timpul și atunci putem să ne bazăm pe comerț, pe latura de comerț, pe produse Da, sănătoase. dacă citim eticheta, găsim multe produse ok. Acum le-au și împărțit într-adevăr în magazinele mari pe latura de bio sau cele care nu conțin anumite lucruri. Ce părere ai despre gluten? Foarte multe persoane din ce în ce mai mult alergice la gluten, nu? Da, sunt persoane alergice la gluten și acesta este un motiv pentru care multe femei nu slăbesc. Dacă ai intoleranță la gluten și mănânci, se produce o inflamație în corp și nu te lasă să slăbești. Dar cei care nu au pot să consume gluten fără probleme. Și atunci, pentru că e foarte important să menționăm, Carmen face toate dietele personalizate, cum a și spus de altfel la început, în funcție de kilograme, în funcție de constituție, în funcție de antrenamentele pe care le facem cu ea la sală, pentru a ajunge la un raport ok. Să înțeleg că faci și pe partea aceasta pentru cei care au probleme cu glutenul. Da, la întrebările pentru program, eu menționez acolo, ai vreo intoleranță, o alergie, pentru că sunt foarte importante detaliile astea când concepi un plan alimentar. Pentru că poți să faci planul, să bagi gluten și clientul să nu aibă niciun rezultat. Cum îți dai seama dacă există? Tot așa că nu reușește să dea Dacă kilograme.
dacă nu dă jos ca la carte, mă duce cu gândul că este o intoleranță sau o rezistență la insulină. Trebuie să-mi dau eu seama, știi? Încep să explorez practic alte variante. Da. Ok, ce aș mai vrea să te întreb este cu privire la partea de alimentație, că ai spus că 80% este alimentație. Să zicem, nu știu, că unii poate nu reușesc să ajungă la sală. Le poți da doar diete personalizate pe alimentație, adică pur și simplu, ok, nu am timp, fac mișcarea de zi cu zi, dar nu am timp să ajung la sală. Se calculează pe efortul care îl face clientul, adică se poate De slăbi, activitate. dar se poate slăbi și fără sală. Ok. Și ai și astfel de programe sau toate includ ambele variante? Mai fac și diete, dar niciodată nu mă bag la dietă făcută de mine și antrenamentele altui antrenor, pentru că niciodată nu iese ok, adică zero rezultate. De ce? Pentru că eu nu știu ce antrenament face clientul, da? Poate faci un antrenament prea solicitant și consumă 800 de calorii la un antrenament și eu i-am dat mâncare prea puțină. Adică, cum să spun, ce fac eu, știu ce Da, fac, știi cap coadă, exact câte exact cum în funcție de mi-ați spus. exerciții, exact, cam Dar câte așa calorii. fac pentru că niciodată nu iese bine. Dar nu, întrebarea era strict pentru la modul ok, nu am Da, timp de sport, faceți. nu ajung la sală, cam știu care sunt activitățile mele de zi cu zi, plus minus, acum nu, că nu știm poate în fiecare zi exact câte calorii consumăm. Dar nu, există această idee de a măsura caloriile. Da. Ce părere ai? Am văzut foarte multe diete care știi să măsori caloriile. E ok, Da, nu e ok? poți măsori caloriile, dar dacă nu știi câte calorii să mănânci, le măsori degeaba. Ok. Dar e un pic frustrant totuși să stai de fiecare dată, zici ok, ce cantitate am, că... Bine, mie e mai simplu că tu dai direct cantitățile că le-ai calculat tu dinainte și atunci nu mai stai să te gândești. Dar pentru cei care țin diete din acestea pe bază de calorii, adică să măsoare caloriile, ce ar trebui să aibă în vedere? Oh, ce să-ți spun? Se găsesc zeci de calculatoare de calorii pe internet, dar dacă ar fi ele bune, toată lumea ar fi slabă, știi? Adică te induc în eroare și calculele nu sunt ok și chiar și calculele după formulele mele câteodată nu se potrivesc și trebuie să mă gândesc eu și să găsesc varianta, știi? Ce fac? Cred, cad, pentru că câteodată calculele dau greș și nu se pot tipul de corp. Cât de mult influențează? Adică mai mult depinde experiența de ani de zile. Corect. Cât de mult influențează latura psihologică, partea de slăbire și de menținere în formă sau de a merge la sală? Să știi că destul de mult. Sunt fete care nu slăbesc conform așteptărilor, da? Încep programul și după o săptămână nu au acel kilogram în minus. Și le simt și le văd că sunt foarte dezamăgite și parcă nu mai au elanul ăla și nu mai au tragerea de a face antrenament și li se pare că Că nu muncesc fac degeaba, nu? asta, exact. Dar eu încerc să le explic că da, dacă faci antrenamente cu mine și ții meniul pe care ți l-am dat eu garantez 100% pentru rezultate în condițiile în care tu faci 100% ce zic eu, sau dacă este vorba de o intoleranță sau o rezistență la insulină, atunci trebuie să ai răbdare să descoperi chestia asta. Și asta nu se face așa într-o săptămână. Mie îmi trebuie timp să văd de ce nu ai slăbit acel kilogram, să-mi dau seama cum a reacționat corpul la caloriile care eu ți le-am dat, știi? Dar văd că tot ai vorbit de partea asta, că le văd cum se desumflă așa și Păi le... da, că dacă vii după o perioadă din aia în care ai ținut ani de zile tot felul de diete, știi, și tot te-ai chinuit și tot așa, știi cum e, te dezamăgesc într-o oarecare măsură. E într-adevăr nevoie ca tu, ca specialist, să-ți poți da seama de cum reacționează corpul, pentru că fiecare corp este unic și chiar dacă există o experiență în spate, tot timpul poate fi și ceva nou la care să nu te aștepți. Da, așa este.
Ok. Ce alte informații ar mai putea să știe cei care vor să colaboreze cu tine sau cel puțin să intre pe lista de așteptare, cum ai zis tu, poți să intre pe carmenfit.club. Da. Am să le las un link celor de pe Facebook și celor care o să ne urmărească pe YouTube ulterior. Și nu știu, să aibă răbdare, nu? În medie 3 luni, ai spus. Eu așa zic, da. Cum se desfășoară pe varianta de online? Intri cu ei online efectiv? Nu, că tu ai văzut că eu n-am timp să intru cu ei. Te completează un formular pe site, acolo niște întrebări, îmi dai toate detaliile. Apoi ne mutăm pe WhatsApp, îmi dai poze, văd despre ce e vorba, fac programul, ți-l trimit cu link și scris la fiecare antrenament, bineînțeles adaptat pentru fiecare în parte, pentru că sunt femei care nu au făcut sport în viața lor și atunci nu pot să le dau niște îndreptări, că sigur rup spatele. Și atunci fiecare program este adaptat pentru fiecare persoană în parte. Dar cum poți urmări, de exemplu, de la distanță, e o întrebare care cu siguranță apare, dacă le fac corect exercițiile, nu le fac, adică au vreun filmuleț anume după care să poată să. Filmulețe după Ok. care fac, iar în chestionar e menționat, știi, să faci fandări, îndreptări, ce nivel ai, când ai făcut sală, cât ai făcut sală. Și când trimit programul, menționez acolo dacă consider că nu faci un exercițiu corect, te filmezi și îmi trimiți, da? Adică dacă simți un exercițiu nu-l faci corect, îmi trimiți video, eu mă uit și te corectez. Pentru că dacă nu pot să stau online, adică Da, clar că sunt foarte nu mulți cu pot care lucrez. prea ca să pot să stau online. Mi-e imposibil. Ok, plus că e în funcție de fiecare când are program și atunci le este și lor mai ușor, știi, dacă eu poate fac la 10 noaptea Da. ora aia de sport. Acum nu o să sunt pe Carmen, știi, hai uită-te la mine cum fac exerciții, că ar fi și plictisitor, știi, să stai să uiți așa acolo pe un ecran și vezi cum faci exercițiile. Dar faptul că au filmulețe instructive și pot să vadă exact cum eu zic că este mai mult decât suficient și mai ales că le poți da feedback permanent. Apropo de latura de a ne cântări, pentru că facem o obsesie din cântar când vrem să dăm kilogramele jos, Nu se întâmplă recunosc că nimic. eu caut să mă cântăresc cât mai rar, caut să mă cântăresc cât mai rar, da. Foarte bine. Foarte bine. Pentru Când să că ne cântărim, totuși? dimineața pe stomacul gol, că îți dai seama dacă te cântărești seara după ce ai mâncat din dieta mea 2 kg de mâncare și ai mai băut 2,5 litri de apă, s-ar putea să ai un șoc. Atunci mai bine te cântărești dimineața la prima oră, o dată pe săptămână. Și să mai ating un subiect, menționez la finalul dietei să nu te cântărești înainte de menstruație sau la ovulație. De ce? Pentru că în acele perioade hormonii o iau razna. Cresc hormonii, crește retenția de apă și cântarul nu e relevant. Adică eu am la ovulație 2 kg în plus. Și atunci eu primesc mesaje și zice, n-am slăbit săptămâna asta. Ok, ai verificat când ai avut ultima menstruație. Păi, pe 15. Ok, ești a 14-a zi. Ne vedem, ne scrii peste 3 zile. Pentru că, practic, nu se vede absolut nimic pe cântar. Așa este corpul nostru. Ok, deci nu, să nu sărim pe cântar în fiecare dimineață. Dar totuși, dacă nu suntem la ovulație și în același timp respectăm dieta, urmărim ceilalți indici, mă gândesc, nu? Că de rezistența la insulină, să vedem cu glutenul cum suntem. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să îi ajut pe cei care ne ascultă și care ne vor asculta cu câteva sfaturi practice, dacă se poate, de sărbători. Am atins un picuț, ok, mănânc alternant, ok, mănânci sărmăluțe, mănânci din alea, te-ai giftuit o zi, fă pauză o zi. Ce Da. altceva ar mai putea, Să practic, să aibă în vedere? dacă nu fac mișcare, să iasă la plimbări, pentru că plimbare, mersul pe jos consumă foarte mult. Faci o plimbare, să bea foarte multă apă, să mănânce cu un pătat și cam asta e. Ok, și după tot programul ăsta intensiv de mâncat, să treacă la sală. Da. Ok, dacă nu mai sunt alte mituri, poate eventual o să mai facem o altă întrunire, mai adunăm întrebări de-a lungul, pentru că foarte mulți acum sunt la job pe timpul zilei. Seara noi mai greu avem timp, că și tu știu că ai antrenamente, eu seara am cursuri.
Dar cu siguranță, după ce vor viziona cei care ne urmăresc filmulețul, o să apară întrebări și poate ne vom revedea cu întrebările punctuale ale celor care vor intra și vor lăsa întrebările. Ok, eu îți mulțumesc foarte mult, Carmen, pentru timpul alocat. Te las. Știu că deja WhatsApp-ul tău e plin. Că mi-a spus o oră jumătate de pauză de telefon înseamnă cel puțin 2-3 ore de lucru după aia de răspuns la mesaje. Uite, chiar o întrebare așa de curiozitate pentru cei care ne ascultă. Cam câți ai pe lună la antrenament, online și fizic? Nici nu mai țin, nu mai țin Ai evidența o că medie acum, nu știu, ca și curiozitate. nu știu, nu pot să, nu știu. Sunt așa pe repede înainte că nu-mi dau seama de nimic, nici nu stau să fac calcul, nici. Dar mă gândesc oricum sunt de la 30-40 în sus. O, da. Okay. Îi mai ții minte pe toți? Da. Da, Glumesc. pe fete după 2-3 ani, mai fă Da, o bine, dată. cei care vin regulat cu siguranță, Nu, dar dar cei îmi fac care... pauză 2-3 ani și pe am zis, Carmen, faci o dietă. Și eu zic, a, tu aveai intoleranță la... Cum ai ținut minte? Zic, eu am aici tot Da. Păi așa e magazinat. când îți place ceea ce faci, reții mult mai ușor, știi? Și știi să... Când ești interesat, știi cum e, n-ai cum să nu știi. Îți mulțumesc tare mult, ne vedem la sală noi. Da. Iar pe cei care ne ascultă să ne vor asculta ulterior, încă o dată îi invit cu drag să vadă rezultatele și modul în care lucrează Carmen pe site-ul ei, carmenfit.club, sau pe Instagram, Facebook, la fel, pagina Carmen Fit. Vă mulțumesc și ne vedem cu drag la un următor interviu sau un următor eveniment. Seară frumoasă tuturor! Pa.